Da. Putem continua? Da, da. Ține asta, puțin, filmează. Gata, mersi. Tipa nu știi că s-o facă. Deci, mare, negru, roz. Se plimbă o cățofană, cânătus și cântătus. Cățel, trecând pe acolo, s-a oprit de la tână. Bravo! Unde ai dus-te, tata? Am obținut locul întâi la concursul de la Maria Pilon. Bravo! 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 Să vede! Povestea unui om lene. Acolo, băie, e cu coana, e afară. Și că era o dată, într-un sat, într-un grozav de mine. El neșteștirea nici cu cătura din gură nu s-o meseca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânze pentru a nu mai da pildă și altora. Și așa, vreo câteva oameni din sat, la pe vremea aceea.
Să tot trăiești mai mult, să-și pui cineva obrazul pentru tine, să și te hrănească ca fi un trântor mare. Așa. Dar tot de o să mai plângă cineva. Bine am mai zis cine a mai zis că bucare și care mănâncă. Hai, hai, dă răspuns cu coane. Ori așa, ori așa. Bravo, bravo! Bravo! Bravo, Cuconiță! Cuconiță dragă! Bravo, ai fost pe fel! Bravo, Cuconiță! Cuconiță dragă! Nevastă, mă, crezi că am scapuză cu meșinoche, știi, pentru băiat.